10 spații de judo vor fi deschise în scurt timp în unele comune din România și dotate cu saltele și kimonouri pentru sportivi. Grație preocupării instructorilor giurgiuveni, s-a obținut acordul ca 3 dintre aceste săli să fie amenajate la Băneasa, Ghimpați și Călugăreni. La Băneasa, Ghimpați și acum intenționez Călugăreni. Am făcut o discuție cu domnii primari, am fost chiar foarte bine primit, cu școlile de acolo, cu directorul de școli și intenționăm să luăm clasele primare 1-4, să luăm copiii de acolo și să facem măcar de 2 ori pe săptămână sport, nu neapărat judo. Dar eu sunt pe judo și am găsit înțelegere. Prin intermediul Clubului Sportiv Municipal, peste 150 de sportivi se vor putea antrena în noile săli, dar și la cele deja existente în Giurgiu, la sălile de la stadionul Marin Anastasovici, Colegiul Ion Maiorescu și școala numărul 5.